Dana Gârbovan, mesaj tulburător înainte de Pate, analiz la sânge a situației din România. FA Uniunii Judectorilor din România, Dana Gârbovan, face o analiză pornind de la procesul lui Iisus Hristos și arată principala pildă pe care trebuie să o învățăm din patimile Domnului este importanța unui proces echitabil. Răstignirea și moartea lui Iisus pe cruce, ca urmare a unui proces nedrept, este o bună ocazie de meditație și introspecție asupra rolului pe care îl avem și a responsabilității pe care o purtăm fiecare în înfăptuirea dreptății. Ce trebuie să învățăm fiecare din procesul lui Iisus este importanța procesului drept, a fiecărui proces, a oricărui proces. Cel ce este credincios în foarte puțin și în mult este credincios, și cel ce e nedrept în foarte puțin și în mult este nedrept, Luca 16, 10. În viața de zi cu zi fiecare dintre noi suntem la un moment dat acuzat, martor, judecător sau parte din vocea publicului. Ca judecător, învățatura este cu atât mai necesară, pentru că de modul în care fiecare dintre noi, judecătorii, ne îndeplinim misiunea și rolul depinde păstrarea bunei oranduiri și a pacii sociale. Nu este sentiment mai greu de purtat de oameni decât acela al nedreptatii, cu atât mai mult al judecatii nedrepte. Citind Evangheliile, m-a izbit o frază, si Caiafa era cel ce sfătuise pe Iudei că este de folos să moară un om pentru popor, Luca 22, 14. Caiafa, în calitate de mare preot, era si conducătorul Sinedriului / Sanhedrinului, cel mai mare for de judecat al evrei, compus din 71 de judecători. Este tulburător, de aceea, să vezi mai marele judecătorilor, echivalentul președintelui în altei curtii de casație și justiție de azi, justificând un proces nedrept și condamnarea unui nevinovat în numele unui bine general. Acest gen de acțiune, de a justifica răul în numele binelui, este cel mai periculos mod de a perverti minți, inimi, conștiințe, iar acest lucru îl vedem și azi. Exista apoi atitudinea lui Pilat, care a văzut și știut nedreptatea, dar s-a spalat pe mâini, pasând responsabilitatea mulțimii. Genul acesta de atitudine, de a te spala pe mâini și întoarce capul în partea cealaltă, este cea mai facilă și periculoasă forma de derobare, de declinare a responsabilității judecatii către mulțimi. Judecata făcută de mulțimi este mereu una emoțională, manipulată și manipulativă, prin urmare nedreaptă. Să nu te iei după cei mai mult, ca să faci rău, și la judecata să nu urmezi celor mai mult, ca să te abati de la dreptate, spune una din regulile date de Dumnezeu lui Moise după ieșirea din Egipt. Înțelepciunea acelor cuvinte e valabilă și azi, căci pericolul judecatilor populare e mereu prezent. Anul trecut, meditând la răstignirea lui Iisus, am avut prima dată conștiința importantei faptului că primul care da marturie despre judecata nedreaptă a lui Iisus este acest tâlhar, condamnat pe drept, așa cum el însuși recunoaște.
vocea celui mai cazut dintre noi contează și trebuie ascultată, pentru că ea poate revela un adevăr ascuns de cei mulți, care se consideră buni și dreptii. Dreptul de a zi fiare, fara indoiala, radacini puternice în dreptul iudaic și este fantastic, citind Biblia, s-a regăsit linia institutii, regulii, proceduri pe care le recunoaștem în dreptul de azi. De exemplu, cazul fortuit, cazul de forța majoră, paza bunului pe care le-a normat Moise în urma cu peste 3200 de ani se regăsesc în forma aproape identică și în codul nostru civil de azi, din România. Privind din perspectiva evoluției dreptului peste secole, de la Moise până azi, descoperim ca fiecare regulă rămâne eficientă atâta vreme cât îi păstrează fundamentul. Rupta de acest fundament, regula devine un simplu gest ritualistic, steril și gol. Exact cum spunea Isus, vai vouă, cărturarilor și fariseilor fatarnici. Cadati zeciui ala din Izma, din Marar și din Chimen, dar ati lăsat partile mai grele ale legii, judecata, mila si credintă, pe acestea trebuia să le faceti si pe acelea să nu le lăsati. Matei 23, 23. Dreptul iudaic si are radacinile în cel divin, în poruncile date de Dumnezeu. Importanța judecatii drepte, cu toate regulile ei, egalitate în fața legii, imparțialitatea judecătorilor, dreptul la apărare, străbate întreg Vechiul Testament. Care mai este însă azi fundamentul regulilor? Uitați-vă cu ce usurință se bagatelizează azi în România prezumția de nevinovatie sau dreptul la un proces echitabil. Or, când vorbim despre domnia legii, stat de drept, asta înseamnă nu doar că legea este egală pentru toți, dar și că nimeni nu e nici mai presus, dar nici mai prejos de lege. Calitatea actului de justiție, de aceea, se măsoară nu atât în raport cu cei de la vârful piramidei sociale, aparatii de avocați de succes, ci cu cei de la baza. Importanța acestei egalitate în fața legii a procesului echitabil, a fiecărui proces, a fost spusă de Moise încă de peste 3200 de ani în urmă. În vremea aceea, am dat porunca judecătorilor voștri și am zis, să ascultați pe fratii voștri și să judecați drept pricina ce ar avea un om atât cu fratele lui, ci și cu cel străin. Să nu partinifi la judecata, ci să ascultați și pe cel mare și pe cel mic, s-a scris la Deuteronom 1, 16 la 17. Citind cele întâmplate la procesul lui Isus vedem că atât de ușor gesturi mici pot conduce la o judecată nedreaptă. Spalatul pe mai mari întorsul capului în partea cealaltă, din lasitate, sau punerea în acord cu strigatul mulțimii, din comoditate, pot foarte ușor conduce la o judecată nedreaptă. Consecințele oricărui proces nedrept se răspând din timp, producând efecte negative extrem de grave inclusiv asupra altora decât cei judecati și asupra societății. Să nu faceți nedreptate la judecata, să nu cautați la fata celui sărac și de fata celui puternic să nu te sfiesti, ci cu dreptate să judeci pe aproapele tău.
s-a scris la Levitic 19, 15. Sărbătoarea Învierii Domnului Isus să fie pentru fiecare dintre noi prilej de bucurie, dar și de meditație și recunoștință pentru ceea ce a făcut pentru noi. Întru El era viața și viața era lumina oamenilor, susține Dana Gârbovan, pe pagina personală de Facebook.